Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor e aici pentru voi cu câte un video bun. Mulți mi-aș cerut, Victor, fă-ne despre jaful de la Milano, cum s-o tirau oamenii pe canalizare, cum s-a putut întâmpla asta. Și o să vă explic, cazul de astea nu e nici primul, nici ultimul. Avem un jaf care s-a făcut la Marseille în același fel, numai că acolo au fost pagubele foarte, foarte mari și am și vlog. Intrați pe pagina mea Victor Bujiță și acolo să vedeți jaful secolului la Marseille. Acum, haideți să trecem să vă explic cum stă treaba cu jaful ăsta și cum s-a făcut și să vă explic despre jaful de la Marseille. După ce și-o luat ei reper și o făcut jaful. Mă gândesc că de acolo și-o luat ideile sau nu mă gândesc din altă parte ca să nu se facă prins, numai așa. O și-o luat idei din alte jafuri, că numai așa fac oții. Își ia idei din alte jafuri mult mai vechi, cu 20-30 de ani, din care noi, polițiști, nu știu cum stă treaba, pentru că nu au fost niciodată interesați. Haideți să începem să vă citesc despre jaful de la Milano, ce declară presa. Zice așa, un jaf armat a avut loc la o bancă din Milano. Poliția a înconjurat sucursala și a blocat zona. Ceea ce s-a întâmplat și în Marsilia în 1987, unde cei mai puternici inspectori din Franța și-au luat la mumu. Fiți atenți! Tâlharii care s-au baricadat în bancă, ținând o statici pe angajații acesteia, au reușit să evadeze prin sistemul de canalizare. Ceea ce s-a întâmplat în Marsilia în 1987. Și acum haideți să vă explic o chestie. În vlogul meu, după pagina mea Victor Bujiță, aveți vlogul despre jaful armat din Marsilia, unde doi inspectori foarte puternici, pur și simplu, și-au luat mare, mare țeapă și s-au făcut de rușine, pentru că o carieră foarte, foarte bogată. Și avem așa, pe inspectorul cel mai puternic din Marsilia, care făcea filme și era cunoscut de marele banditism pentru că a prins cei mai mari criminali din Marsilia și i-a închis. Omul pur și simplu apare și în filme. Îl cheamă așa, dacă vrei, să George Nguyen Van în 1987. Și avem pe Robert Bossart, inspectorul care l-a prins pe Jack Mestrin, cel mai mare spărgător și jefuitor de bănci. Ăsta George Nguyen, chinezul, a vrut el să rezolve cazul de la Marsilia cu banca. Numai că Ministerul de Interne din Franța, de la Paris, l-a trimis și pe Brusar. Și o zis, bă, îl trimitem să te ajute la jaful ăsta. Ăla, îți dai seama, cum mă să vină ăla să mă ajute? Că eu sunt șmecher aici, eu conduc Marseille. Eu sunt cel mai mare inspector aici pe Marseille. De ce mi-l trimis pe ăla? Era un fel de rivalitate între ei. Înțelegeți? Și ceva normal. Ăla nu vrea să lucre cu el pentru că el vrea să rezolve cazul că Marseille era el, a lui. Era cel mai șmecher inspector. Înțelegeți? Și l-a trimis pe busarul ăsta care l-a prins pe Jacques Mestrin. Jacques Mestrin, frate, toată lumea știe de Jacques Mestrin. Dacă nu știți de Jacques Mestrin, intrați în filme făcute despre ei. Sunt filme făcute despre comisar, despre busar și despre Jack Mestrin. El l-a omorât pe Jack Mestrin, l-a prins. L-a spart toate băncile din Franța, l-a distrus. Și o să-ți, bă, să-l trimit pe Brusar ca să rezolv cu el împreună. Dar ăla nu vrea să lucre, să colaboreze chinezul cu el. George, nu vrea, de cu loc să colaboreze cu Brusar. Și atunci aia ce-a făcut? Aia și-a făcut tunelul dinainte. Până în bancă unde era camera cu seifuri. Ați văzut, este la bancă camera unde intrați și vă băgați bunurile. Sunt niște cutii, vă puneți bunurile acolo, bijuterii, bani, ce vreți voi, ca să nu le declarați, să nu vă prindă statul. Da, zice, bă, le țin și mai ascuns, nu le țin acasă, că dacă intră peste mine în casă, mi le fură. Măcar acolo sunt sigurați. Înțelegeți? Și ăștia au activat tot în felul ăsta. Bine, că ăștia nu au făcut paguba care au făcut ăia. Pe ăia au ținut peste 20 de persoane în otaj. Înțelegeți?
Eu ținut 20 de persoane în otaj timp de 2 zile, în continuu. Ăștia, inspectorii ăștia, Dorina Nguian și cu Brusac, ăștia au verificat canalizările de 2 ori, dar nu găsi nimica. Pentru că băieții au fost deștepți, au machiat foarte bine zidul până interior, până canal. Îi au verificat, au zis, bă, nu-i nimica, nu-i simți o gaură, nu-i nimica până canalizare. Zice, sigur, până la urmă trebuie să ne înțelegem cu ei, să dea drumul la otaj și să le dea drumul. Până la urmă, cred că s-o lăsa ei la mâna lor sau îi luăm până asalt, cumva facem, cumva și îi scoatem afară. Ei își pregăteau în capul lor planul cum să facă. Ăștia? Fac pariu că ăștia habar nu au avut că ăștia au făcut gaură până canalizare. Ăștia au înconjurat banca italieni și ce-o zis? Da, mă, că ne înțelegem cu ei, până la urmă are numai 3 persoane, îi ține în otaj. 3 persoane, nu că nu s-au întâmplat Marsilia, peste 20 de persoane, plus angajați de la filială, înțelegeți, ăia înarmați foarte puternic, dar aia ce-au făcut? Au făcut expre, bă, ei nu și-au dat seama, îți dai seama, 2 inspectori foarte mari, nu și-au dat seama. În momentul ăla când au ajuns în față la bancă, 2 dintre hoți, ei au deschis focul, ba, 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 ca să atragă atenția că e un jaf armat în față la bancă. Și au intrat în bancă. După ce ei au spars ifurile, au coborât tot în canalizare, înțelegi? Au furat în valoare de peste 10 milioane de euro, bijuterii și bani. Vă dați seama, ăștia ce-au furat, ce-au găsit prin safe. Poate o lua vreo 200-300 de mii, nu se spune nimica. 500 de mii, 1 milion, dar nu cred că avea ea în bancă 1 milion. În ziua de astăzi, e fame mare, nu se mai ține atâta cash în bancă. O fi luat vreo 100 de mii sau vreo 200 de mii, dar mi-e greu să cred chestia asta. Și ăștia s-au folosit de tehnica asta, poliția nouă, care acum nu știe, frate, cum stă treaba. Ăștia nu au... istorie în cap, frate, nu vă verifica. Stai, măi, păi ăia a luat în otaj. Bă, poate folosiți canalizarea, se tirează prin canalizare. Ia vezi ce canalizare trece pe sub bancă, se poate face și ea ceva. Îți dai seama, inspectorii ăștia care au fost la cazul ăsta, în Italia, la Milano. Ce mare mumuș o luat, că îi dă afară. Îi dă afară, pe pur și simplu, ei ce-au făcut? Angajați din filială, ăia 3, eu legat, ei au dat la vrăjeală la telefon. Bă, noi le dăm drumul până nu ne dați atâția bani. Vedeți cum faceți. Ce au zis? Bă, negociem cu ei. Negociem, că până la urmă îi prostim și îi lasă și îi arestăm și asta e, să rezolvă cazul. Ei stăteau liniștiți italienii în afara băncii. Să le lasă-mă că durează. Poate 8 ore, 9 ore până să obosesc, îi stresăm cu telefoane. Nu! Oamenii ce-au făcut? Au luat banii frumos, i-au băgat în sacul și și-au plecat pe canalizare și ăștia stăteau și așteptau italienii. Mă, oare de ce nu mai iasă? Mă, oare ce s-a întâmplat? Mă, dacă îți dai seama că oamenii care erau în otaj legați și la gură și la mâini, aia puteau să strige, bă, vedeți că ăștia au fugit pe canalizare. Italienii așteptau ca muștile afară, înțelegi, la căcat, să vadă când explodează. Și ăștia erau duși, tate, pe canalizare, cum s-o duși aia în Marseille. Bine, dar măcar ăia inspectorii Brusar și cu Nanguian, care e inspector, frate, care au făcut filme despre ei, ăla că l-a omorât pe Jack Nestrin, cel mai mare jefuitor de bănci, și ăsta, frate, care l-a arestat cei mai oameni puternici din marele banditism, care s-au făcut cu heroină pentru America. O să vă explic. Pur și simplu, ăștia și-au luat la mumu, frate, italienii polițiști și inspectorii italieni, pentru că nu știu cum activează. Și ăia în Marsilia, ăia au stat 2 zile în bancă, până o spart toate cutiile de valori, bam, bam, bam. Îți dai seama, au furat de 10 de milioane de euro numai bijuterii, nu mai zicem de bani, nu mai zicem de bani, înțelegeți? Deci și tot i-o cărat prin subsolul pe unde ei au ieșit direct în camera de seifuri. Au ieșit cu gaura, înțelegeți? 2 au intrat prin față pe la bancă, bam, 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 au atras atenția, au intrat înăuntru, au pus pe toată lumea jos. Ăia l-au venit direct cu gaura, bam! Au ieșit direct în camera de seifuri, bam, 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 au spart toate seifurile,
O pus pe bijuterie și aia apară în Anguian și cu busar negociau cu ei. Bă, frate, hai cumva, da, mai dați drumul la otaj, aia de afară mai din bancă mai dădea câte un foc, pa, ca să le atragă atenția, să nu-și dai seama că ce se întâmplă. Că ei și-au făcut mare tunel de sub safe de la bancă până pe canalizare, dar ei au mascat frumos, frate, că ei au verificat. Îi dau oi, bă, nu găsim nimica. Dar ei așa de bine au machiat în tunel, că la când verifica nu și-o dat seama, frate, că e machiată gaura. Și au zis, bă, n-au pe unde să iasă, că dacă nu au făcut gaură, pune pula mea, dar nu zboară, nu se duc, pune pula mea. Sau ce, nu mai au cum să iasă, că banca e înconjurată. E înconjurat, unde pula să duc? Avem lunetiști, avem trupe speciale, suntem cu televiziuni, ne pui ochii pe ei. Ei nu știau că ea, era tunelul și era bine machiat. N-au verificat pereții în tunelul de canalizare. O pleca cu toate valorile de bijuterii și de bani din bancă. Păi ai o legat frumos fredeleș. Și ăștia atât așteptau. Așteptau, au văzut că nu mai răspunde nimeni la telefon. Până la urmă a ieșit un otaj de la înțeleg la mâini și la spate legat până la ușă. Țac, țac, țac. Păi și-a dat seama gardul, a intrat înăuntru și-a văzut că ăștia s-o tira în tunel, frate. O furat toate valorile bancare, toate safe-urile, o spart banii, totul ăla. Gaură totală eu dat la filială. Gaură totală. Deci tot așa s-a întâmplat și aici. Hoții se știți, mă, să folosiți de lucruri care au fost acum 20, 30, 40 de ani. Înțelegi cum făceau hoții bătrâni, cum furau ei. Ce o zis, mă? Intrăm în filială. N-are rost că dacă e jap armat. Noi nu mai apucăm să fugim, că vine garda din toate direcțiile, să știe. Dar putem să facem o chestie, să pun tunelul frumos în canalizare, direct în interiorul băncii, ciordelez banii, vrăjală o ținem, că îi ținem în otaj, bă, mereți în pula mea, că ne înțelegem, dați-ne și nouă 100.000 de euro, 2.000 și dăm drumul la câte o persoană, hau. Înțelegi? Și ei frumos și-au umplut jențile, au dat drumul pe canalizare și s-au tirat. Și poliția italiană, inspectorii italiani au rămas cu degetul în gură. Vă dați seama. Deci cam asta a fost faza jafului. Cam asta trebuie să înțelegeți. Și dacă vreți să vă uitați la jaful secolului din Marsilia, intrați pe pagina mea, Victor Bujiță. Acolo aveți ceva asemănător, numai că acolo erau foarte mulți oameni ținuți în otaj. Ținuți în otaj și plus oameni din filială care munceau în filială. Acolo au fost alte. El s-a tras cu Kalashnikov-ul, amenințări, telefoane, au durat două zile, negocieri, când aia spurgeau sifurile și își făceau treaba înăuntru. Nimeni nu știa ce se întâmplă, înțelegi? Ăia de afară habar n-aveau. Cu tăi că au verificat tunelele. Și vă dați seama, ca doi inspectori, ca Ninguian, care conducea tot Marseille și au prins cei mai mari din banditism, și Brusar, care l-au prins pe Jack Mestrin, erau două vedechi, mă, cei mai puternici inspectori. Deci au fost o rușine pentru cariera lor de polițiști, pentru că ei n-ajungeau să se înțeleagă în momentul jafului bancar. Clar explicat, din cauza că fiecare era un personaj, nu ajungeau să se înțeleagă. Înțelegeți? Erau ei prea mândri de ei. Și dacă nu vreau să muncească împreună, uitați ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat și în Italia. Ăștia au înconjurat banca, au așteptat să oamenii să renunțe la jaf, numai că ei aveau alt plan în cap, gardanii nu s-au înțepat. Bine, ăștia nu au așteptat două zile, ăștia au încărcat gințile cu bani, au coborât pe canalizare și... Adio, vă spun eu că nici nu-i mai prinde veci. Așa să știți zi la Victor. Veci nu-i mai prinde. Veci nu-i mai prinde. Poate să-i caut italienii cât ori vrea. Ea se prinde atunci, nu... Înțelegi? Asta o să rămână pagubă. Înțelegi? Pentru bancă. O să fie paguba băncii. Păi ăștia sigur nu-i mai prinde veci. Pentru că s-au făcut foarte repede, s-au activat foarte repede și nu s-au stat mult. Nu le-au dat șansa la gabori
să stai să gândească, stai mă că ăștia se tirează cu canalizare. Înțelegeți? Ăi afară, stați, domne, negociem și ăștia și-o împlu janta, mă, pula mea, nu știe ce vine. S-o tira pe canalizare, pe aia le-o lega Fredeleș, până s-o înțepa gaburii că aia nu mai ești în bancă, că au fugit prin tunel. Ei erau deja pe plajă. La mare, la soare, fetițele sunt goale, plecați deja în Hawaii. Înțelegi? Cam așa a fost treaba în Italia, fraților. M-am făcut un video ca să vă explic cum a fost treaba cu jaful, ca să înțelegeți și voi că asta, jaful de astea, nu-s noi. O mai exista și în Franța, o mai exista și în Belgia și o să vă mai fac, bineînțeles. La rând, fraților. Victor vă pupă cu respect și nu uitați, care nu v-ați abonat la pagina mea secundară Victor Bujiță, abonați-vă, fraților, ce mai așteptați, pentru că vă aduc numai videouri frumoase. Vă pup cu respect de aici, de la capitala Europei, de la Bruxelles și nu uitați, rămâneți frumoși, fraților. E cel mai important lucru. Vă pup cu respect și să fiți iubiți.